Zimbru Chișinău va miza noul sezon al Diviziei Naționale pe fotbaliști moldoveni. Obiectivul multiplei campioane a Moldovei este dezvoltarea tinerilor jucători de la propria școală pentru atragerea lor la prima echipă. Conducerea celor de la Zimbru și-a schimbat strategia și nu va miza pe stranieri așa cum a făcut-o în sezonul trecut. Atragerea jucătorilor moldoveni experimentați vor aduce un plus echipei, a declarat directorul formației Sebastian Botnari. Problema altora ne-a dat nouă un avantaj. Am adus jucători experimentați, scopul nostru a fost ca să mizăm pe fotbaliștii moldoveni. Scopul nostru este creșterea fotbaliștilor, tinerilor fotbaliști, discipuli Academiei Zimbru, prin prisma Zimbrului 1 să-i creștem pentru a le da o șansă mult mai mare în fotbalul internațional, pentru a se manifesta în fotbalul internațional și acest scop trebuia și era obligatoriu pentru a aduce și ceva fotbaliști cu o experiență deosebită. Contrar rivalelor Șerif și Milsami, care au preferat să se pregătească în afara țării, Zimbru se simte bine la propria bază. Clubul Zimbru are totul necesar pentru a crea, pentru a crește și pentru a adăuga valoric înainte de campionatul Republicii Moldova la fotbal. Nu este necesar plecarea peste hotare. Sezonul trecut a fost un fiasco pentru Zimbru, care a ocupat un rușinos loc 8 în clasament. Conducerea echipei de pe strada Butucului a învățat din greșeli și nu vrea să le mai repete. A fost un sezon foarte, foarte complicat, un sezon foarte scurt, un sezon care poate și gestionarea, dar sunt sigur, și gestionarea colectivului n-a fost cea mai reușită, însă, dat fiind faptul că clubul Zimbru nu este doar prima echipă, noi demonstrăm că am făcut alte reforme necesare pentru a avea o continuitate în fotbal. Un fotbal de calitate demonstrat pe teren este cheia atragerii microbiștilor, consideră directorul lui Zimbru. Producerea fotbalului de calitate, atragerea tuturor, nu doar microbiștilor, dar atragerea persoanelor care nu au vizionat fotbal până acum, să-i atragem la stadion, fiindcă o să vadă un fotbal de calitate, asta ne propunem noi și evident, de la meci la meci, câte 3 puncte. Conducerea chișinăuienilor a evitat să ne spună cine va fi noul antrenor principal al echipei, însă numele acestuia va fi anunțat ulterior într-o conferință de presă. Zimbrii vor disputa în această lună două amicale împotriva unor formații ucrainene, dar și din Moldova. Noul sezon al Diviziei Naționale va începe în luna martie.